figurantule. Vorbește. Îmi place, fă-mi poză, să mă pui în poză, mă pui în ramă, f***ură. Te-am filmat, nu ți-am făcut poză, te-am filmat. Hai, dă-i drumul lui. Nu vreau. Să trecem însă la o atitudine și mai gravă. De ce-l bateți? Este posibil să fie un... De ce-l bateți? Știți că n-aveți dreptul să-l bateți. Știți că n-aveți dreptul să-l bateți. Știi, nu! Nu l-am lupit. Ați fost sunat de la bun început. Știți că n-aveți voie să-l bateți. De ce-l bateți? Deci, vino cu acea. De ce-i bateți? Voi lăsați-mă. Lăsați-mă cu... Omul legii pe care tocmai l-ați văzut este sub ofițer în județul Mehedinți. Pentru faptele sale, conducerea inspectoratului județean l-a pedepsit cu o mustrare scrisă. Subofițerul, din păcate, n-a respectat procedura tactică impusă de dispozițiile noastre în vigoare pentru reținere și încătușare. Inspectoratul județean de poliție a semnalat oficial parchetul de lângă Tribunalul Mehedinți, rugându-l să facă cercetări pentru purtare abuzivă. Scena următoare pare desprinsă dintr-un film. Mai mulți jandarmi se străduiesc să bage un infractor în dubă. Nu reușesc. Exasperat de neputința subalternilor, șeful preia inițiativa. Câteva picioare în burtă rezolvă repede impasul. Excesul de zel al oamenilor în uniformă se manifestă uneori în fața a zeci de martori, ba chiar și a camerelor de filmat. Din păcate, polițiștii pe care i-ați urmărit nu pot fi sancționați de urgență. Noi nu putem să tratăm un abuz cu un alt abuz. Beneficiază de prezumție de nevinovăție. Polițiștii care comit astfel de fapte nu mai acționează în prima linie, sunt puși la dispoziție pentru a desfășura altfel de activități decât cu publicul sau e în funcție de fapta pentru care este cercetat. Anul acesta, conducerea poliției a primit 11 sesizări privind comportamentul nepotrivit al unor ofițeri.